11 dimineața, duminică. S-ar părea că e oră importantă de vârf, lumea venit de la biserică, de la piață, se uită la televizor. Iată ce poate vedea la MOL Telecom prin cablu. MOL Telecom fiind întreprindere de stat, principalul furnizor de internet și de servicii de cablu. Primul canal e cel public de stat, al doilea canal se numește tot primul și aparține probabil lui Dodon, președintelui, chiar dacă nu oficial. După aceea mai este unul Prime care aparține lui Plahotniuc, fostul stăpân al Moldovei. Deci, ca să vedeți, este canalul numărul 1, Moldova 1. După care primul pe poziția a doua și după aceea să vedem ce poziție o să fie Prime. Deocamdată pe poziția 3 vedem un canal de-a lui Plahotniuc. Canalul a doua care este pe poziția 3 ca să fie de ruta maximă și care ne dă teleshopping. Cândva canalul ăsta redistribuia TVR, dacă nu greșesc. Canalul 3 normal este pe 4, e tot al lui Plahotniuc din holdingul lui și care distribuie producție în limba rusă, cel mai degrabă făcută în Rusia. Dar el se prezenta odată naționalist, pro-român, unionist. Poziția 4, tot un canal de-a lui, de spălat pe creier, făcut cu o grămadă de specialiști din România, publica, la ora 11 are știri în limba română, de regulă vorbește românește, și canal de propagandă, numai știri, cum e România TV, cum e Realitatea, Antena 3, Acum au rămas orfan. Al doilea canal public stă pe poziția 6. Cheltuieli din bani publici ca să dea conserve emisiuni vechi de 10, de 20, 30 de ani. Sau iată să ne dea tâmpenii din astea ca horoscoape. Duminică dimineața de regulă au și transmisiuni în direct de la biserică, de la Catedrala Metropolitană. Am văzut că pe internet, pe canalul lor de YouTube, se uitau 8-10 oameni la transmisiunea în direct de la biserică, ca să înțelegeți cât e de important. Jurnal TV, un canal de opoziție, privat. Cred că n-are nicio emisiune în limba rusă, nu mai are, avea cândva știri. Face opoziție, cum poate. Iată și Prime stă pe poziția 8, tot un canal de propagandă a lui Plahotniuc. De filme rusești, subtitrate în limba română. O vreme dădea chiar emisiuni de propagandă din Federația Rusă, dar s-a votat o lege și s-a interzis asta și acum dau numai divertisment, filme rusești și știri de propagandă de pe loc, care pot fi și în limba rusă. Televiziunea lui Dodon, ciordită de la alții, mare acord cu Federația Rusă, NTV în Rusia, e un canal kremlinez de manipulare, aici în Moldova, canal dodonist. Poziția 9. Poziția 10, nu știu cum a ajuns canalul ăsta, care cel mai mult în limba rusă are emisiuni de divertisment, familia, domașnii, D, de la domașnii. Acum mai este un D, dar din România. Canalul de propagandă dodonist, Accent TV, avea sediul la Durlești într-o suburbie. Era un canal marginal, acum iată a fost băgat poziția 11. Cel mai des are emisiuni
politice de manipulare la care invită numai specialiști, funcționari de la partidul lui Dodon. Chiar dacă el se prezintă acum candidat independent sau în funcție de președinte trebuia să fie nemembru de partid, tot una ei promovau partidul lui. Și iată, dau tot producție TV rusească sau emisiuni de dezbateri de aici, de pe plaie, cel mai des în limba rusă. O televiziune pare comercială, dar destul de agresivă în limba rusă. Nu știu dacă e partizană politic, dar rusifică la greu. ProTV Chișinău cred că n-are nicio emisiune în limba rusă. Și filmele lor sunt americane, subtitrate în română. Emisiuni retransmise de la București, dar multe au și de aici locale. În știri sunt cât se poate de corecte, de echidistanță, dar stau pe poziția 13. TNT, cred că sunt mai mult rusești, chiar dacă scrie acolo exclusiv TV, dar retransmit totul producție din rusă, din Rusia, cel mai des distracție. M4, un canal privat care are știri locale în limba română, o emisiune de dezbateri tot în limba română. În rest, totul e producție rusească, subtitrată în română. N-am văzut niciun film occidental, hollywoodian, la ei, european, numai producție rusească. TV8, o televiziune de opoziție, are emisiuni și în rusă și în română, mai mult producție proprie, înțeleg că au sponsorizări de pe la ambasade, de pe la fundații, fac opoziție și ei cum pot ca TV7. E, ca, da, se numeau cândva TV7, am vrut să zic ca Jurnal TV, care are sigla ca un 7. Televiziune de propagandă rusească. Mai mult știri, dar au și filme, tot din Federația Rusă. Poziția 17. Canal D, iată ziceam cum este un D, ăsta e din România, numai divertisment, numai în limba română, nimic producție locală sau n-am găsit eu producție locală. TVR Moldova are știri locale, dar mai mult retransmite de la București. Seara la 6, știrile din Moldova sunt retransmise și de TVR 3 în toată România. Dacă căutați TVR 3, stă pe poziția 130 undeva în sus, pe la Digi, de exemplu, la RCS, RDS. Aici TVR Moldova stă pe poziția 19. Noroc TV, concerte, divertisment, poate au și niște știri. O televiziune privată mimează independența, dar cel mai mult emisiunile, chiar dacă sunt cu vedete locale, toate emisiunile sunt cam în limba rusă. Asta e o emisiune cam ca excepție în limba română.